găsit la emisiunea Educația la alt nivel. Sunt Florentina Apocovnicu, educator și scriitor în domeniul literaturii pentru copii, iar astăzi m-am gândit să abordăm o temă educativă despre educația tinerilor ieșeni și mai cu seamă despre educația tinerilor de pretutindeni din perspectivă literară, din perspectivă artistică și nu în ultimul rând, din perspectivă didactică-pedagogică cu domnul profesor Ioan Răducea. Domnul profesor Ioan Răducea de Limba și Literatura Română predă la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă din Iași. De asemenea, este critic literar, este critic de artă și membru în Uniunea Artiștilor Plastici din România. Acesta a publicat în diverse reviste culturale, precum Cronica, Revista Română, Ginta Latină, Dacia Literară, Scriptor, Expres Cultural. De asemenea, acesta este și scriitor, a publicat Lupul, texte lirice, așadar vorbim despre poezie, a publicat de asemenea și proză, CFR, dar mai multe ne va spune dumnealui. Bun găsit la emisiune și bine ați venit! Bine te-am găsit, Florentina, îmi pare bine că pot lucra cu tine iarăși. Noi am mai avut întâlniri, trebuie să îți etalezi și tu meritele, trebuie să spui că ai un dinozaur care face în conjurul Iașului și e o carte care e cerută pe piață, te felicit pentru ea și îmi pare bine că am putut să contribui la promovarea ei. Bine te-am găsit și sper să avem o discuție fructuoasă, nu numai pentru noi, ci și pentru alții. Domnule profesor, vorbiți-ne, vă rugăm, despre cariera dumneavoastră didactică. Cariera mea didactică. Se împletește cu viața mea. N-am știut că o să o am până la urmă. Gândeam că după facultatea de litere o să intru undeva într-o redacție. Dar împrejurările vieții, faptul că aveam o familie, niște copii de crescut, m-au îndreptat către catedră. Asigură niște avantaje lucrul la catedră. Și aceste avantaje m-au determinat să las redacțiile, să merg în învățământ. Nu-mi pare rău, mai ales că a dat Dumnezeu să intru prin concurs la un liceu pe placul inimii mele, liceu de artă. Am mers din prima, am fost acceptat și fiindcă eram atât de apropiat de artă, a trebuit să mai fac și o facultate a doua de istoria și teoria artei și încă un master, ca să fiu cumva în rezonanță deplină cu elevii mei și în același timp, cum se zice, să îmi asigur și dezvoltarea personală, care știi foarte bine că am mai vorbit, de la început era legată nu neapărat de aspectul didactic al literaturii, ci și de aspectul, hai să zicem, practic, în calitatea, dacă vrei, să mă numești așa, de scriitor, critic și celelalte. Deci, ți-a spune că această carieră didactică a pornit dintr-un fond de interes cultural mai larg, dar nu m-am gândit niciodată că o să fie neapărat acesta sensul vieții mele. Sau poate că nici nu este sensul vieții, principal al vieții mele, dar asta nu înseamnă că nu vreau să-mi fac datoria și ca profesor de colegiu de artă. Foarte frumos parcursul dumneavoastră. Cred că sensul vieții v-a dus în direcția respectivă, pentru că nimic nu este întâmplător. Dar de ce profesor de limba și literatura română? Păi, cum să zic, dacă tot mergi la litere, măcar să mergi pe o filieră care îți oferă maximul de oportunități și maximul de penetrare culturală. Bineînțeles că suntem în România, la litere principalul profil este de limba și literatura română și am ales ca secundar franceză, fiindcă este limba de cultură de fond a națiunii noastre, cel puțin din secolul al XIX-lea, toate faptele culturale românești au fost legate de filiera franceză, ca să parafrazăm, să amintim numele unui film, filiera franceză, dar cred că pentru un literat român, franceza este o limbă în continuare obligatorie. Este limba în care s-au exprimat atâtea spirite românești și în orice caz este, cum se spune încă și azi, le langaj de la polites, da? Limbajul politeții și atunci iată de ce am mers pe română, secundar franceză și, mă rog, mai multe specialități, teatru, istoria artei, dar acestea au fost la prima facultate cele de bază, cu care m-am descurcat și, na, mi se pare firesc să nu mergi neapărat în sensul dominant al zilei. Astăzi este
pe primul loc și aproape în loc exclusiv engleza. Nu numai engleza oferă oportunități culturale, germana, franceza, portugheza, sunt atâtea alte opțiuni. Nu trebuie să le dăm toate pe una, noi ca o cultură ce suntem între două ape, între est și vest, între influența orientală și cea occidentală. Și atunci rămân în continuare francofon și francofil, dar în primul rând rămân românofil. Am înțeles foarte frumos. Dincolo de cariera dumneavoastră didactică, cine mai este domnul Ioan Răducea? E un personaj care are o bucată de pământ și care îngrijește de pământul ăla ca un hobby, așa cum rând copiii mei. Sunt tată pentru 3 copii. Cine mai e? Membru la Clubul Fotografilor, îi place să facă fotografie. Angajat foarte tare și în turist cultural, dacă vrei, îmi place să străbat Basarabia, Bucovina, sunt la organizația asta pentru românii din jurul granițelor. Revista Română este redactată și de mine, revista Astrei e filiala Mihail Cogălnicianu Iași și deci îmi place să fac aceste contacte cu românii din jurul țării, fiindcă pentru mine este un aspect esențial legat până la urmă de profesie, adică să menținem limba română nu numai în țară, ci și în comunitățile, așa zis, tradiționale românești. Nu vorbim de diaspora, ci de comunitățile din jurul țării, care sunt totuși numeroase, din Serbia până în Ucraina. Știți ce probleme au, nu mai deschid în capitolul ăsta, că e dureros. Așadar, toate etapele din viața dumneavoastră se roiesc, de fapt, în jurul carierei didactice. Da, uite, mai prins aici, într-adevăr, cariera didactică se pare că le cuprinde pe toate. Dar, încă o dată, să ne înțelegem, nu este scopul principal, este unul din scopuri. În cariera aceasta didactică am căutat să ard etapele, cum se zice, adică de la început să-mi dau gradele, mi-am dat doctoratul ca să nu mai dau și gradul 1 și să fiu echivalat și în felul ăsta pe la 30 ceva de ani am putut să mă ocup un pic mai serios și de literatura și de literatura propriu-zisă pe care totdeauna am urmărit-o și de asemenea am reușit să obțin în domeniul ăsta și un fel de jumătate de normă la editura Junimea și de aceea am de-a face și cu literați care nu au de-a face cu didactica și îmi dau seama că încă o dată toate acestea trebuie bine echilibrate și zic eu că ar fi un prilej pentru un practician în mai multe domenii cum mă consider să facem această strânsă legătură între cultură, didactică și cei care fac cultura și didactica. Cu siguranță sunt calitățile principale ale unui profesor să îmbine toate aceste domenii. Ne-ați vorbit despre fotografie și vă urmăresc de ceva timp. Mulțumesc! Chiar și acum știu... am la gard vreo 2 fotografii la expoziția la gard de la Copoca. Este expoziția anuală colectivă a Clubului Fotografilor Iași. Pentru cine a fost prin zonă, cred că deja cunoaște aspectul. E vorba de o selecție, membrii Clubului Fotografilor, au câte 2-3 fotografii expuse acolo, ce au făcut ei mai bine. Expoziția se cheamă An de An, An, adică Al Negru sau An 2022. Asta e expoziția curentă pe care o am, o expoziție colectivă. Da, este iarăși un prilej de a cunoaște lumea. Eu încerc să mă specializez în fotografia de stradă și de instantaneu. Alți colegi ai mei merg către peisaj, merg către macrofotografie, fiecare cu ce-i place. Dar, uite, acum vorbind cu tine, îmi dau seama că și asta se leagă până la urmă de nevoia pe care o am ca profesor să empatizez, să intru în legătura cu lumea. Uite, acum îmi dau seama că specializarea mea în fotografia de stradă pe care o încerc ține tot de nevoia aceasta de comunicare, de interacțiune cu prezența umană. Și de asemenea am observat că fotografiați elevi, tineri în principal. Da. Spuneți-ne care lor. Este povestea din spatele acestei motivații? Nu cred că e povestea mea, cred că este povestea personajului de acolo. Asta e și miza unei fotografii. Povestea dumneavoastră în calitate de a fotografia și de a modera ceea ce se întâmplă cu realitatea. Da, e adevărat și asta. În orice caz, cred că partea cea mai vie a fotografiei, s-ar putea să-mi supăr colegii, este tocmai fotografia de portret, fotografia oamenilor în mișcare, fiindcă sensul lucrurilor pe pământul ăsta îl dă prezența umană. Poate asta este. În orice caz, bine ai spus, ai nevoie de povești în momentul în care elaborezi o fotografie și cu atât mai mult în momentul în care o contempli și atunci, în cazul oricărei fotografii, această nevoie de poveste rămâne și îți face memorabilă cu tare imagine. Sper să vă placă ce este la gard, că sunt notate acolo. Și, da. Dumneavoastră fotografiați elevi.
Inclusiv. Dar cum vă fotografiază elevii pe dumneavoastră? Adică cum vă percep? Să vorbim așa într-un limbaj metaforic. Eu zic că sunt suficient de pe placul elevilor, încerc să comunic cu ei la modul agreabil și să transformăm cel puțin în domeniul acesta al obiectelor legate de cele umaniste. Lucrurile sunt mai simple, zic eu, adică poți intra simplu în dialog cu elevul în sensul unei conexiuni legate de cunoaștere afectivă. Deci ăsta și sensul până la urmă obiectelor. Dezvoltarea socio-emoțională. Exact. Deci cunoașterea afectivă trebuie să funcționeze din plin, cel puțin la obiectele legate de latura umanistă. Și atunci, dacă știi să asociezi propriilor preocupări ale elevilor textele literare, care sunt unele obligatorii, altele facultative, dar în orice caz sunt, atunci lucrurile sunt deja rezolvate, fiindcă își dă seama fiecare dintre subiecții învățării, dintre beneficiarii învățării, cum se cheamă acum, că de fapt scriitorii sunt și ei niște oameni care au trecut prin niște stări și aceste stări sunt eterne în umanitate și ei înșiși se regăsesc în cutare personaj. Și atunci lucrurile, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt destul de ușor de făcut. Celebra identificare cu personajul. Absolut. Pe care o avem încă din educația timpurie și ne demonstrați astăzi prin dezvăluirile dumneavoastră. Da. Că și la nivelul liceal se poate întâmpla acest lucru. Cu atât mai mult într-un liceu bovarismul de artă. Da, din literatură. Da, absolut. Cu atât mai mult la un liceu de artă Florentina, fiindcă există și varianta de identificare cu personajul pe plan plastic sau pe plan teatral, avem și secție de teatru, sau pe plan coregrafic. Deci sunt multiple surse de identificare, de angajare a sufletului în ficțiunea aceasta a artelor frumoase, în care includem și literatura, și atunci misiunea noastră este suficient de ușoară până la urmă, dacă, bineînțeles, știm să descifrăm textul în fața elevului, astfel încât să îl facă să înțeleagă că e pentru el. E scris pentru el, e scris pentru sufletul lui. Și sunt texte bune în literatura română. Așadar, vă apropiați de elevii dumneavoastră prin partea afectivă. Absolut, și prin, da, selecția minuțioasă a textelor literare, astfel încât să nu simtă, da, bine că mi-ai amintit că este asta. Vorba de o materie obligatorie, ci mai cu seamă de o poveste. Exact, de o poveste. Pentru că literatura este o poveste. Absolut. Și cred că toată realitatea este o poveste, așa cum conturați foarte bine, da, și în textele dumneavoastră literare. Ne puteți dezvălui câte ceva din creațiile literare? Ce să spun? Am pornit cu mai multe proiecte literare și vreau să, dacă vrea Dumnezeu, bineînțeles, să mă mai țină pe pământ, vreau să definitivez câteva. Sunt în pregătire cu a doua carte de poezie, numai pe prima am adus, a doua încă n-a apărut, e pe aici, pe undeva, Lupul se cheamă. Am o carte de un fel de roman și în același timp Memorii de călătorie, CFR-ul, care este trăit la modul, până la urmă, metaforic, drumurile făcute în primul rând cu trenul, CFR-ul, asta și înseamnă, dar extrapolând, a făcut și altele drumuri, au rămas însă titlul de CFR. Ce să mai zic? Critică literară și critică de artă, asta e pentru mine misiune curentă, fiindcă am rubrici de susținut lunar la Expres Cultural. Avem aici, salut pe Nicolae Panaite, directorul revistei Expresul Cultural, la Scriptori, iarăși am rubrică și trebuie să... Asta e pentru mine igiena intelectuală, dacă vrei, trebuie neapărat să furnizez la un interval oarecare, deadline-ul, celebrul deadline, câte un articol. Am încercat ceva și cu eseistică, filozofia lingvistică, arta semnificării, vreau să mai continui și în domeniul acesta. Ce dorești de la mine? Să citesc o bucățică ca să își facă? Da. Uitați, da. Cred că ar fi interesant să ne citiți din latura dumneavoastră literară, pentru că vom dezvălui mai departe faptul că faceți parte și dintr-un cenaclu literar, da, în care inițiați tinerii. Poezie, proză, ce dorești? Să începem cu Lupul. Vedem încă de la copertă inclinația dumneavoastră spre artă. Da, mulțumesc. Da, este o fostă elevă, Bianca Boroș, care mi-a făcut coperta. Și așadar, Bianca, și elevii vă ajută, da, în dezvoltarea proiectelor. Bianca este acum profesor la Facultatea de Arte Vizuale și Design și o salut pe această cale, poate ne urmărește. Îi mulțumesc pentru coperta făcută cu mai mulți ani în urmă. Probabil un text să citesc sau cum, da? Da, alegeți dumneavoastră. Să aleg un text.
Să vedem cum mult... scrie un profesor de limba și literatura română. Hai să aleg un text mai romantic, așa. Să zicem că sau poate alegeți un text pe care doriți să-l dedicați elevilor dumneavoastră, având în vedere că vă apropiați afectiv în primul rând. Bun, să vedem dacă se potrivește ca dedicația asta, tu o să-mi spui. Dacă fulgerul adastă între cețurile moi, dacă unda se lovește la răstimp în bolovani, dacă mai răspunde apa pământie la amurg, clocotul pe îngenate m-a făcut să plâng mai mult. La oaltă soare în soare scad zăpezile din stâncă, arcuri se destind răzbite, vin lăsate să se poarte, ne întâlnim cu lucruri sparte, ne răspundem de departe, fapte încă o dată în umbra umbrelor născute moarte. Boare de izvoare caldă, patim desfăcute gata, între zâmbete greșite, între capete plecate, trupul împlinind cu jocuri, scapă umbra în libertate, cântec înțeles ca vaier, podidit de tine în parte. Foarte frumoasă. O poezie foarte profundă. Mulțumesc. Da. Ce urmăriți în textele dumneavoastră literare? Să transmiteți emoție? Ceea ce urmărește, da, bineînțeles, asta este ceea ce mi s-a spus. Miza este emoția, fiindcă știm că suntem într-o societate. Sunteți un realist? Sunteți un naturalist? Un romantic? Unde v-ați încadra? Cine are emoții poate să acopere orice curent literar, dacă ai ceva de transmis, până la urmă asta e vorba de tehnică și de abilitate comunicațională. Aș merge dincolo de neoromantism, să spunem, asta seamănă mai mult la stil neoromantic, dar încă o dată nu mă interesează ismele, mă interesează să conving și să aibă cineva folos în urma scrierilor, fiindcă în continuare comunicarea prin scris rămâne o formă superioară de transmiterea culturii, chiar dacă, așa cum știi foarte bine că se întâmplă în școli, această cale este foarte, foarte primejduită de către gadget-uri, de către mijloacele acestea alternative. Până și aceste mijloace alternative, de fapt, transmit o ficțiune, dar aș zice că e un cod autoficțional foarte trist, în sensul că tu însuți vrei să-ți faci aură de personaj principal prin postări pe net, prin tot felul de like-uri, dar asta... Ceea ce ar înlocui personajul? Exact, ceea ce ar înlocui personajul. Dintr-o carte... Exact, pe când în carte lucrurile sunt mai sănătoase, în sensul că poți urmări personajul creionat de către un scriitor și te poți raporta la el fără atât autolog personal și fără atât risc de autoidolatrizare. Deci ea zice că de ficțiune este nevoie mereu, dar ficțiunea în formele acestea pe care le oferă mijloacele de astăzi este una degradată. De aceea trebuie să insistăm pe lectură, fiindcă e o formă de a te salva din punct de vedere al integrității spirituale. Cum încurajați elevii să citească? Păi, convingându-i eu însumi. Convingându-i... Cum a spus și dumneavoastră, gadgeturile acestea digitale care îi distrag și convingându-i răbdarea de calitatea, se pierde. Convingându-i de calitatea ficțiunii propuse de textul scris. În primul rând, am grijă să am... ceea ce cred că face orice profesor care e cât de cât atent, să am o lectură expresivă la începutul fiecărui capitol, a fiecărui scriitor important și setul ăsta de lecturi expresive pe care să știi că elevii le așteaptă cu mare drag, sunt deja o deschidere către scriitorul acel. Dacă ai făcut o lectură bună la început, nu neapărat în termeni de gesticulație extremă, eu știu ce, cabotinism, teatru cabotin, ci într-o măsură oarecare, cu gravitate și cu înțelegere pentru scriitor respectiv, deja ai câștigat elevul și suportă și etapele mai dure de analiză. Deci ideea este să pornești de la text, să-i arăți latura sufletească a lui. Bineînțeles, dacă ești în temă și bine ar fi să fii în temă și în timpul facultății să te pregătești, dacă tot mergi către literatură, să știi și amănunte biografice care totdeauna încălzesc în momentul în care vorbești de un scriitor și îl încadrezi din punct de vedere omenesc, pur și simplu. Că nimeni dintre scriitori nu e lipsit de scăderi și pe plan uman și fiecare dintre noi are destule scăderi. Deci asta este, să propui un portret de scriitor în spatele textului obligatoriu de urmărit pentru bacalaureat sau pentru alte interese. Dacă ai propus acest portret de scriitor fără să vrea
beneficiarul educației, elevul, adică o să aibă ce să pună pe hârtie la bacalaureat. Da, mi-aduc aminte. Profesorul mi-a spus că omul avea probleme cu iubita. Nu florește pe treaba asta și găsește ceva. Dacă îl încadrezi, deci, în dimensiunea biografică și în dimensiunea epocii pe scriitor și textul, ai salvat deja memoria copilului. Asta este. Trebuie să umblăm încă o dată cu cunoașterea afectivă. Dacă vom umbla și numai cu cunoașterea de uman până la urmă. Absolut. Dacă vom urma numai cu cunoașterea logică și cu un comentariu și ficțională, de... Nu este doar o poveste, exact. Atunci probabil elevul se îndepărtează foarte mult de text. E o lecție obligatorie, trebuie să memorezi nu știu ce rezumat, nu știu ce comentariu, asta e îngrozitor. Trebuie încă o dată să marșăm pe atașamentul, fiindcă în fond acesta este comoara noastră culturală și generația care e informare trebuie să o ducă mai departe, nu să o azvârle la coș și să caute forme alternative de cultură care sunt neavenite și încă o dată inferioare. Trebuie să marșăm pe ce avem, asta e singura noastră șansă. De altminte este șansa pe care a marcat-o poetul național Eminescu când a spus o vorbă foarte adâncă și din punct de vedere politic și anume singura misiune a statului român este să fie un strat de cultură la gurile Dunării. Vă să zic că vorbea în termeni metaforici din ăștia geologii. Da? Misiunea statului nostru să mai adauge un strat, dar un strat de cultură, nu de pietriș, la gurile Dunării. De aici pornim. De la nevoia de a transmite această comoară culturală fără să fie întinată de adausurile astea de multe ori pernicioase, ticăloase, care vin odată cu gadgeturile, cu tot felul de lucruri care înlocuiesc în mod nefericit adevărata cultură. Așadar, trebuie să încurajăm elevii să citească apropiindu-ne de Absolut. Text într-o formă umană. Dar ce spuneți despre citatul lui Anatol Franz, conform căruia 90% din educație reprezintă încurajare? Bine zis. Da, se leagă, bineînțeles, acest citat dintr-un scriitor francez care pe la 1900 primea și Nobelul, nu? Se leagă de ceea ce se spune astăzi, ajută elevul să știe să învețe. Ajută elevul să știe, să-și facă el singur. Credeți că ar trebui să învățăm elevii să învețe? Da. Trebuie să învățăm cum absolut, să învețe. Absolut, absolut. Trebuie să-și caute singuri obiectele de interes, la urmă. Obiectele de interes și să aibă o armătură din aceasta de o sistematizare a pașilor de făcut ca să se apropie de acel obiect de interes. În fond este principiul vechi al lui Comenski, al lui Comenius. Capacitatea, arta de a învăța orice pe oricine, în niște reguli, în niște pași. Deci cumva trebuie să-i punem în poziția noastră, Florentina, în poziția celui, că le mai și spun câteodată. Vedeți, acum, conform sistematizării unei ore de română, trebuie să facem lectură expresivă, lectură explicativă, analiză de personaj, toate astea sunt logice și voi înși vă trebuie să le urmați în momentul în care, să zicem, recapitulați pentru bacalaureat sau altceva. Dacă veți urma, înseamnă că peste câțiva ani, cum au și dreptul, cred că știi, cei care termină și au bacalaureatul pot suplini la catedră. Deci să înțeleagă că astea sunt lucruri care li se oferă lor, nu este o taină a profesorului care stă ca un cerber acolo și hotărăște destinul intelectual al cutare. El însuși îl poate hotărâ dacă știe aceste mecanisme care sunt încă o dată în interesul fiecăruia. Ați vorbit despre o suplinire sau chiar despre o apropiere de elev după terminarea studiilor. Da. Așadar, puteți să fiți coleg cu unul dintre elevii dumneavoastră. Da, chiar mi se întâmplă să fiu coleg, fiindcă mai ales în domeniul artistic, fiind atâtea sute de posturi, este cel mai mare colegiu de artă din toată România, Colegiul Național de Artă Octav Băncilă din Iași, și atunci, cel puțin pe filiera aceasta artistică, am cel puțin 20 de foști elevi care sunt colegii mei. Da, păi acolo sunt vreo 300-400 de profesori. Și atunci fostul meu elev, uite, chiar azi am discutat cu câțiva, da, ne simțim foarte bine. Deci, într-adevăr, asta este să înțeleagă noua generație că preia din treptat, bineînțeles, că preia din atribuțiile pe care noi, cei care ne apropiem de o vârstă, le transmitem, dar să o facă cu toată responsabilitatea și să nu ținem neapărat la rangul nostru de profesori și să-l identificăm cu o poziție superioară. Asta e o greșeală. Dumneavoastră mizați pe relație. Absolut. Și relație, da. Cred că de la egal la egal din ce ne vorbiți astăzi. Oricum, să știi că cel puțin în Iași elevii au măsura și înțeleg, oricât ai fi de prietenos cu ei, că există o
dimensiune profesorală la care ei n-au ajuns și atunci respectul este, chiar dacă ai vorbit la apertură, e de la sine înțeles. Nu trebuie să ne facem probleme, cel puțin la dar nivelul Iașului. Dar stelul dumneavoastră este unul prietenesc. Da, este, absolut. Asta știe toată lumea. V-ați întâlnit cu foști elevi, da? Da. Și actuali actual colegi. Profesori și colegi. Da. Ce v-au întrebat sau... ce sfaturi le-ați dat tinerilor care doresc să urmeze astăzi cariera aceasta didactică? Nu neapărat, poate, în domeniul literaturii și al literaturii române, mai cu deci, seamă. Deci, hai să privim lucrurile din mai multe puncte de vedere, că lucrurile sunt delicate și nu vreau să spun lucruri care, la un moment dat, să fie reproșate din partea celor care, eventual, mi-ar urma sfatul. Cariera didactică este o carieră posibilă în România. Are avantaje, are și dezavantaje. Un avantaj pe care eu l-am resimțit din plin este acela că ai timp și pentru tine. Mare avantaj. Adică vacanțele... Pentru formare. Până da, la pentru urmă, formare. Un profesor pentru, se formează pentru continuu. Formare și pentru, încă o dată, explorarea spațiilor adiacente didacticii. Dacă eu mă lansez, să spunem, în domeniul ficțiunii, în domeniul creației, să spunem, de valori poetice sau narrative sau în domeniul criticii, lucrul ăsta, în calitate de profesor ce sunt, se poate face, fiindcă ai vacanțele la dispoziție, ai un timp de preparat orele, dar pe lângă timpul acesta ai ore de bibliotecă pe care le poți folosi. Și cred că inspira și elevii să continue pe deci, pe asta e un mare avantaj. E un mare avantaj că ai timp pentru tine și, lucrând la stat, sunt asigurate toate poveștile astea cu concediu plătit, cu nu ai stresul acela dintr-o multinațională, că am și asemenea colegi de generație care lucrează din greu și câteodată 10 ore pe zi. E adevărat, salariul este mai mic, recunosc, dar timpul acesta rezervat pentru tine... Îl fructificăm într-un mod absolut. Și atunci educativ. Acesta e un mare avantaj. Asta e din punct de vedere practic. Din punct de vedere, dacă vrei, idealist, cariera profesorală îți dă prilejul să fii în pas cu vremea și să îți exerciți resursele tale de creativitate pentru formarea românilor de mâine. Și dacă ai un pic de idealism și un pic de dragoste de țară, cât de cât acolo, eu zic că lucrul ăsta ar putea conta în opțiunea pentru această carieră. Eu și în formarea noilor generații până la urmă. Și în formarea noilor generații, așa este. Deci dacă simți chemarea aceasta că, uite, ai putea să ajuți ca generațiile să formeze cât mai bine, e bine să mergi către cariera didactică. Alte cariere poate că aduc mai multe satisfacții, dar încă o dată această satisfacție idealistă, această perspectivare, dacă vrei, în ansamblu, nu numai în interes, să spunem, personal, ci în interes colectiv, cred că ar putea conta mult, cel puțin pentru unele spirite, în alegerea carierei didactice. E o mare responsabilitate să fii la catedră și să simți că ale tale cuvinte pot determina niște destine. Și dacă știi să le controlezi și acele destine în urmă cu 10-20 de ani constați că au fost bune, atunci mulțumirea este una, cum spunea Călinescu, inefabilă. Da, este o mulțumire deosebită. Dar încă o dată, din considerente practice, există destule motive să mergi către cariera didactică și din punctul acesta de vedere sunt multe. Bineînțeles, sunt niște probleme legate de începutul carierei didactice. Tocmai despre doream să discutăm. Există și probleme în absolut. Această carieră didactică și da. Poate un tânăr, neavând experiență, nu știe să le gestioneze. Care sunt principalele probleme și poate păi, ne oferiți câteva soluții. Da, bine, soluții. Na, soluții din experiența bine. Dumneavoastră. Hai să vorbim întâi de ce ne privește din punct de vedere al formării personale. Din acest punct de vedere, problemele se ridică la început de carieră în momentul în care nu ești destul de bine pregătit. Există și situația asta, din păcate. Știm foarte bine, se plâng și profesorii universitari, materialul uman care vine în universități se întâmplă să fie mai de slabă calitate, se întâmplă și reveniri în 3-5 ani de studii, depinde cât ales să faci, dar de multe ori ai lacune și atunci nu prea ai trebui să emiți pretenții să fii profesor, cel puțin să nu fii profesor la cine știe ce școală importantă, fiindcă dacă ai lacune, ce pretenții ai? A fi profesor înseamnă și a avea o stăpânire de sine? Da, absolut. Ești ca la teatru în fața elevilor.
Ești ca la teatru. Ei și am și zis, orice emoție. Bineînțeles, ei sunt spirite până la urmă vii și atunci te simți imediat, te simți dacă ai trac, te simți dacă ești nesigur. Și dacă atunci, nu ești pregătit. Dacă nu ești pregătit, te simți foarte bine și atunci când te discută un elev, e cea mai bună critică, fiindcă te simte, te simte. Deci spuneam că astea sunt lucruri legate de pregătirea ta. Încă o dată, la început de carieră, un mare risc este să nu fii acoperit toată materia care îți trebuie, să nu fii pregătit pentru cutare subiect la examenul acela care se dă pentru admitere în învățământ. Alte riscuri sunt legate de, hai să zicem, de partea subiectivă, de sistemul de relații care în condare funcționează, PCR, relații, pile, cum era pe vremuri și, din păcate, se continuă sistemul ăsta și atunci poți nimeri într-o instituție școlară în care sistemul funcționează atât de bine încât tu te simți exclus. Ți se dau orele cele mai proaste, ți se dau școlile cele mai... Există și riscul ăsta. Eu, unul, mulțumesc Dumnezeu, nu m-am confruntat cu așa ceva. Se pare, ori era mai bine acum 20 ceva de ani când am intrat eu în sistem, ori pur și simplu așa a fost să fie, dar nu, n-am simțit din punctul ăsta de vedere. Așadar, profesorul este pilonul esențial. Este, da. Păi în a se stăpâni pe sine și a transmite educație, chiar dacă poate nivelul clasei este unul scăzut, absolut, chiar dacă elevii sunt... poate cu o educație din medii mai puțin favorizate. Poți să-ți mai spui încă o dată. Profesorul este încă o dată factorul esențial care îl transformă în câteva luni. Dacă e hotărât să o facă și dacă are un pic de tact pedagogic, un repetent, un corigent într-un elev cel puțin mediu, dacă nu de top. Și iarăși, una din marile mere mulțumiri este să am niște elevi care îmi spun după ce iau bacalaureatul, eu când am intrat în liceul ăsta nu știam nimic și acum m-am dus la litere, am avut și cazuri din astea. Deci asta e o mare mulțumire. Sunt legate de cariera aceasta didactică, sunt niște mulțumiri pe care nu le ai în altă parte. Una din ele este aceasta, să pătrunzi în universul unui adolescent astfel încât să-i setezi o sumă de valori cu care el să poată merge în viață și să performeze. Deci, ce să zic, mi s-a întâmplat și mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat puterea să fac asemenea transformări și sunt general, eu nu sunt neapărat Florentina pentru olimpici, pentru efortul dozat în primul rând pentru performanță, pentru 2, 3, 4 din clasă. Toată lumea din acea clasă are dreptul la educație și atunci dacă îi văd pe toți că iau bacul cum se întâmplă de obicei, atunci eu sunt mulțumit. Cine vrea să performeze, eu îl ajut, bineînțeles, dar asta nu înseamnă că trebuie să uiți de ultimul din clasă, care e nesigur, care e de multe ori dintr-un mediu material, știi, defavorizat. Așadar, educația înseamnă încurajare și încurajarea tuturor elevilor, absolut, chiar dacă să nivelul aibă, lor este diferit. Iarăși un lucru, bine că mi-am adus aminte și, cu vorba pe care mi-ai zis-o, trebuie să ridici la elev respectul de sine. El știe că e slab și dacă tu îl consider slab și îl tratez ca pe un elev slab, atunci el o să se închidă într-o cochilie și o să aștepte să se termine ora. Dar dacă tu îi remarci câte un răspuns bun, că se mai întâmplă să dea și îl antrenezi și îl consider la fel ca pe ceilalți, o să vezi ce comori de multe ori de inteligență și de afecțiune există în cutare. Eu numesc această vorba dumneavoastră, efectul lui Pigmalion, da, exact cum îmi văd copilul, da. Așa se va comporta și acesta. Însă ți-ai de-a face cu asemenea beneficiarii educației la o vârstă mai mică și atunci ne întâlnim că știm despre ce vorbim. Da, deci încă o dată, profesorul e profesor, dar respectul de sine, respectul de sine al elevului, dacă îl ridici, dacă își dă seama că el poate să fie un om respectat în școală, atunci o să-l motivezi. Și cu siguranță din ceea ce îmi povestiți, ne dăm seama că respectați cumva idealul educațional. Acela de a integra copiii în societate. Da, pentru că dumneavoastră tratați elevii la fel și îi încurajați spre a se duce spre domeniul preferat. Preferat, da. Într-adevăr. Da, spuneți-ne ăsta de asemenea, da. Care este elevul dumneavoastră model? O descriere a unui elev model. Elevul model. Păi sunt atâtea personalități și atâtea izvoare de viață în fiecare, încât nu poți să zici că ai o preferință pentru... A zice așa... Elevul model la modul metaforic. Eu îți răspund acum.
M-am gândit așa, cred că e mai bine să-ți răspund, că elevul model poate să fie de orice tip uman, dar elevul model este acela care știe el să se folosească de școală și nu școala să-l folosească pe el. Asta e elevul model. Cel care înțelege că școala îl ajută în viață și nu el să se supună unor comandamente ale școlii. Mă îngrozesc acei oameni care îl iau pe elev ca un prilej de a se promova pe sine. Adică, hai, ești inteligent, mergi cu mine la olimpiadă, iei un premiu și în felul ăsta tu te-ai dezvoltat. Poate că omul nu voia să meargă la olimpiada aceea. Poate că omul voia altceva. Deci trebuie să-l simți, trebuie să-l faci pe el să înțeleagă că școala îl ajută. Și nu să-l ajuți obligat să-și dorească. Să-și dorească. Da, asta e. Deci ăsta e elevul model. Cel care înțelege că se poate folosi de școală ca să înflorească. Să meargă către viață cu încredere în sine. Pentru că până la urmă îi formăm pe viitorii adulți. Pe viitorii oameni care, dacă vrea Dumnezeu, o să ne plătească pensia. Și mai e o treabă aici de spus, că îi formăm pentru o societate din ce în ce mai decolorată din punct de vedere al valorilor naționale. Aici lucrurile sunt foarte grave, zic eu. Trebuie să-i formăm, că suntem în România, pentru societatea românească. În primul rând pentru societatea noastră. Nimeni nu are drept în lumea asta și nici nu o face să formeze pentru altcineva tineri. Fenomenul acesta care se cheamă furt de creiere e foarte amplu în România și noi trebuie să stopăm acest fenomen, să facem așa încât ideea de valoare națională și de iubire de țară să existe în fiecare și în momentul în care are opțiunea să rămână în România și opțiunea să meargă în străinătate la paritate, să spună cuvântul dragostea de țară. E mare lucru să-i formăm pentru societatea noastră, fiindcă eu cred că se încurajează această industrie a elevilor de top, cel puțin în liceele mari, tocmai ca să favorizeze furtul de creiere în străinătate. Îi pregătim bine de aici, pentru ca englezii, francezii și alți beneficiari ai creierilor noastre să nu aibă de plătit pentru formarea lor. Lucrul ăsta este o crimă. Pentru aceasta trebuie obiectele identitare, româna, religia, istoria, geografia patriei și care ori mai fi, să fie bine promovate și spiritul național să nu dispară niciodată, nici măcar din ultimul liceu tehnic, să zic, dar în minte dintr-un liceu care merge către valorile naționale și încă într-un centru de cultură cum este Iași. Deci, încă o dată, îl formăm pentru societate, dar să fie, bineînțeles, pentru societatea românească. Dacă uităm asta noi în educație, înseamnă că ne condamnăm viitorul. Tinerii de top o să plece, fiindcă nu mai știu de valoarea națională, ba chiar o disprețuiesc. Foarte grav. Într-adevăr. Vorbiți-ne despre proiectul dumneavoastră cultural. De fapt, un proiect la care ați făcut parte și mai cu seamă vorbim despre manualul sau ghidul Iași, o istorie a orașului, ghid practic pentru elevi. Da, mulțumesc că m-ai întrebat. Uite, am ajuns și la lucruri plăcute. Și la... Dacă vrei, legăm cu ce am spus înainte, Florentina. Tocmai de aceea... Tocmai îți vorbeam de importanța... culturi, educație pentru cultura națională. Eu cred că ghidul ăsta merge în sensul amintit. Editura Junimea, la propunerea doamnei consilier locare Elvila Rotundu, a inițiat acest proiect. E până la urmă un manual, chiar dacă zicem ghid, datorită unor subterfugii legate de felul de a promova cartea, de istorie locare a Iașului. 8 autori sunt acolo, dintre care și eu, doi profesori universitari la arhitectură care au asigurat partea imagistică, partea grafică, iar noi textul am avut între noi și doi universitari și preuniversitari, încă 3 sau 4 cu tot cu mine și împreună am căutat să limpezim istoria Iașului la nivel, să zicem, accesibil, cam de prima, a doua clasă de liceu, astfel încât să avem un etalon, am gândit noi, să avem un reper de valoare locală, integrată, bineînțeles, a celei naționale, astfel încât să nu se spună, vorba cronicarului, că nu nasc și în Moldova oameni, nasc și la Moldova oameni, cum spunea Miron Costin după ce descria un spirit din acesta superior dintre boierii Moldovei. Vreau să zic că ideea acestui manual este să etaleze valoarea locală, faptul că Iașul este un reper
de cultură nu numai la nivel regional sau nici măcar național, ci este la nivel internațional, un reper de cultură. Dau un exemplu din manual, cred că e cam prima oară la nivelul acesta al manualului școlar când se inserează și se menționează faptul că la 1640 și 1642 sinodul de la Iași a fost acela care a stabilit dogma Bisericii Ortodoxe pentru toată biserica și lucrurile astea s-au întâmplat la Iași și la un moment dat a fost numit Iașul a patra Romă. Deci noi stăm pe cai foarte mari la Iași. Dacă doctrina Bisericii noastre Ortodoxe a fost fixată la un moment dat când erau asalturile acelea reformate calvine asupra noastră la Iași, înseamnă că noi avem ceva de spus în cultură și sunt multe alte date istorice legate încă o dată și de o imagistică superioară cu foarte multe fotografii, câteva sunt de ale mele, recunosc că știi că îmi place și fotografia, am vorbit și zic eu că a ieșit un manual cu fond galben, de ce? Fiindcă acest manual cu fond galben reprezenta Iași. Iași este un oraș construit pe coline, iar colinele acestea sunt din argilă, din lut. Și de aceea galbenul s-a stabilit că ar fi culoarea Iașului. Și galbenul culoarea optimismului. Da. Și uitați câtă imagistică avem aici, ilustrații. Prietenul meu, Tiberiu, pe care o salut, Teodor Stanci și cu Ramona Costa, care au asigurat încă o dată partea grafică, au avut grijă să ilustreze așa cum trebuie. Să arătăm elevilor, da, și partea. Exact, plus că avem niște personaje animate aici, el, Tiberiu, se pricepe și a făcut tot felul de personaje aici și sugestive. Deci așadar ne apropiem de elevi și prin părțile acestea ludice. Nu uităm că acest manual e conceput la nivelul anului 2023, are QR, din alea cum se cheamă, coduri QR, are însă aparat științific pe care am insistat. Deci așadar este inclusă și tehnologia în acest manual. Există o bibliografie bogată, există surse documentare, există și varianta online. Oricare dintre telespectatorii noștri chiar la ora asta îl pot accesa manualul pe site-ul primăriei, pe site-ul editurii Junimea, dar să știți că este și din punct de vedere științific o lucrare. Avem o bibliografie, acum o caut extinsă bibliografie, zeci și zeci de titluri, deci se poate, este calculat și ca punct de plecare pentru o investigație la nivel de istorici, până la urmă, în domeniul acesta. Am văzut în manualul acesta, vorbim despre manual, da? Activități de învățare pentru elevi, sugestii foarte interesante, da. De a se duce la biblioteca școlii, așadar îi încurajăm spre lectură. Neapărat, să meargă la biblioteci. De a realiza un eseu, și de a dezvolta ideile din carte. Dacă mă provoci, mi-aduc aminte de una din cerințele pe care chiar eu am formulat-o la ultimul capitol. Sigur, vă provocăm? Da, mulțumesc, Florentina. Ultimul capitol privește situația de astăzi a Iașului, perspectivele de dezvoltare și invităm elevii printr-un exercițiu să propună față de strategiile de dezvoltare deja enunțate de către primăria Iași, să propună ei alte câteva asemenea strategii de dezvoltare și să le justifice ca și cum ar face, eu știu ce, să zicem, un proiect, un deviz și așa mai departe. Adică să fie responsabil pentru viitorul orașului în care stau și să înțeleagă că problemele sunt de rezolvat chiar de către noi. Nu există cineva pe care să-l înjuri și să-l spurci că face greșit și tu să stai în calitate de etern beneficiar. Tu însuți te implici. Te pui în postura celor de la primărie și faci un deviz, faci un calcul, faci o oportunitate de utilitate publică a acutării lucrări. Una din exercițiile de la sfârșitul manualului. Să înțeleg că unul dintre obiectivele dumneavoastră didactice și pedagogice ar fi acela de a ajuta tinerii să conștientizeze că orașul nostru, Iași, este unul important, este unul cultural, literar și că de aici plecăm spre o istorie. Dacă vrei să extrapolăm ce am vorbit despre Florentina, despre ce am vorbit despre respectul de sine, despre stima de sine a elevului, același lucru îl putem realiza și la nivelul colectivității. Ieșenii, dacă își dau seama de statutul lor, dacă au respect de sine și în general românii, dacă își dau seama de valorile pe care le au și le-au emis, atunci cred că se vor mai gândi de două ori să-și abandoneze țara și să își petreacă restul vieții în cine știe ce suburbie din Londra, cum e acum moda.
Aici este locul românilor, în primul rând, trebuie să îi încurajăm să rămână în țară. Este foarte grav acest fenomen al migrației externe, fără întoarcere, într-o țară care ar putea să trăiască, așa cum observa, de exemplu, guvernul norvegian, ar putea să trăiască și să hrănească cel puțin 80 de milioane de oameni în România. Este un reproș pe care Norvegia ni l-a adresat, că noi importăm mai mult de jumătate din hrana din țară, când noi ar trebui să exportăm pentru încă 4 popoare de mărimea României. Iată ce grave sunt lucrurile în ziua de azi pentru România și iată ce ziduri încercăm și noi să punem ca stabil împotriva acestor pericole. Și una din stabile acestea împotriva pericolului este această carte care zic eu că o să dureze ca un memento a valorilor ieșene și poate că și celelalte Florentina 41 de județe o să ia exemplu Iașului și fiecare o să-și etaleze un manual de istorie locală, poate pe măsura acestea sau luând cel puțin ca unul din repere acest manual pe care îi recomand cu căldură, nu că l-aș fi scris și eu, dar efectiv este... Și în primul rând îl recomandați tinerilor. În primul rând tinerilor, ca să înțeleagă ieșeni și apoi ca să înțeleagă importanța valorii naționale și să adere la ceva adevărat, autentic românesc. Dacă nu vom adera la ceva românesc, asta înseamnă că vom lucra pentru export și ne vom lăsa influențați. Da, și vorba unui coleg, România riscă să devină o simplă expresie geografică dacă nu ne respectăm și nu ne prezervăm și nu ne apărăm până la Dumnezeu valorile. Am înțeles. Spuneți-ne un alt obiectiv didactic. Acest manual se poate folosi pentru ce domenii, pentru ce materii? Da, istorie, așa să înțeleg. Cum l-a prezentat și primăria Iași, în parte de găsit și limba acolo, română? Îți răspund imediat. Cum l-a prezentat și editura Junimea și cum am prilejul acum, profitând de invitația ta să-l prezint și eu, poate fi folosit pentru orele de istorie, bineînțeles, pentru orele de literatură, are rubrici întregi despre Junimea, de exemplu, cu imaginea celor 5 întemeietori, cu istoria implicării politice a Junimii, că a fost parte a Partidului Conservator. De asemenea, util ca geografie, are hărți incluse. Pentru săptămâna altfel, cu manualul acesta în mână, un profesor, un domn învățător, oricine din învățământ, poate să facă o plimbare prin Iași, luând ca reper drumurile propuse acolo. Deci, un manual, zicem noi, multifuncțional, care dă o imagine, o icoană vie a Iașului. Are și studii de caz, are și epoci istorice, are și documente extrase de acolo și încă o dată are foarte multe ilustrate, chiar foarte multe. Câte deci 20 pe pagină câteodată. Deci tinerii ieșeni, în primul rând, eu cred că maturii pot să studieze la mai multe materii și domenii. La editură, la Junimea, avem zeci și sute de cereri când apare odată și pentru public, fiindcă primăria deocamdată a hotărât să-l distribuie în școli. În cred școli. Că au și ajuns deja. Am văzut chiar azi la secretariat că au ajuns câteva la Colegiul de Artă, dar o să fie, dragi telespectatori, în curând, în câteva săptămâni, am înțeles de la editură, și de vânzare pentru marele public, în primul rând la editura Junimii, la librăria din Parcul Copou, dar și la probabil distribuție prin alte sisteme de distribuire. Domnule profesor, voi educați elevii frumos, afectiv, uman. Doriți să le transmiteți tinerilor ieșeni, elevilor sau elevilor de pretutindeni un gând acum spre finalul emisiunii? Un gând pentru toți, emisiunii. Așa? Da. Da. În primul rând că nimic nu se face fără dragoste. Deci chiar și educația dragostea ta o faci cu dragostea de carte, dragostea de familie, de țară, dragostea de tine însuți. Dacă te respecti pe tine și înțelegi că ești într-un sistem la care tu însuți ai șansa să îți spui părerea, atunci lucrurile o să fie bune. Dacă înveți din obligație, dacă te simți ostracizat și dacă simți că ceilalți sunt tirani, înseamnă că undeva e ceva greșit, ori din partea ta, ori din partea celor care îți stau pe cap, te învață, te educă sau mai știu eu ce să fac. Dacă prinzi drag de învățat, dacă prinzi drag de viața în care ești, înseamnă că ești până la urmă și în spirit biblic, Florentina, fiindcă Sfântul Pavel ne spune așa: bucurați-vă necontenit. Deci bucurați-vă, dragi elevi, de viața pe care aveți, de tinerețea pe care o aveți și folosiți-o cât mai bine. Ca să nu se întâmple vorba aceea lui Marin Preda, tinerețea este de obicei o trufie și rare ori o valoare. Să fie totdeauna o valoare. Mai mică, mai mare, dar să crești încet, încet, cu încredere în ce ți se oferă de către țara ta. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Doriți să eu. Ne transmiteți un gând totuși și cadrelor didactice? Cadrele didactice? Da.
Sursum corda, vorba latină, sus inima. Statutul pe care îl are un cadru didactic este, ar trebui să fie unul privilegiat și să facă cu dedicație și cu bucurie munca pe care au, fără să se lase călcați în picioare. Din fericire avem un sindicat destul de puternic și sindicatul ăsta de multe ori mai repară greșelile pe care guvernații au grijă să le facă. Nu mai vorbesc ca să-i ating și pe ei, dacă tot îmi dai prilejul, absurditatea ca să nu mai avem vacanță de Paște la anul. Păi asta trebuie îndreptată. Sper ca sindicatul să ajute la îndreptarea asta. Deci, încă o dată, statutul de cadru didactic dragostea, îți dă multe. Dragostea, sus inima și relația cu elevii. Absolut. Mulțumim foarte mult că ați participat la emisiunea Educația la alt nivel. Mulțumesc și eu că m-ai invitat. Eu am fost Florentina Pocovnicu, educator și scriitor, iar rochia pe care o port astăzi este de la Garaj Iași, căruia îi mulțumim, așa încât să nu uităm niciodată că educația durează toată viața. Pe săptămâna viitoare!